Capitolul 5 Iată cartea neamurilor lui Adam În ziua când a făcut Dumnezeu pe om l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască i-a binecuvântat și le-a dat numele de om în ziua când au fost făcuți La vârsta de 130 de ani Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și a pus numele Set după nașterea lui Set, Adam a trăit 800 de ani și a născut fi și fice. Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de 930 de ani, apoi a murit. La vârsta de 105 ani, Set a născut pe Enos. După nașterea lui Enos, Set a mai trăit 807 ani și a născut fi și fice. Toate zilele lui Set au fost de 912 ani, apoi a murit. La vârsta de 90 de ani Enos a născut pe Cainan. După nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit 815 ani și a născut fi și fiice. Toate zilele lui Enos au fost de 905 ani, apoi a murit. La vârsta de 70 de ani Cainan a născut pe Mahalaleel. După nașterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit 840 de ani și a născut fi și fiice. Toate zilele lui Cainan au fost de 910 ani, apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, Mahalaleel a născut pe Iared. După nașterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit 830 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Mahalaleel au fost de 895 de ani, apoi a murit. La vârsta de 162 de ani, Iared a născut pe Enoch. După nașterea lui Enoch, Iared a mai trăit 800 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Iared au fost de 962 de ani, apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. La vârsta de 187 de ani, Metusala a născut pe Lameh. După nașterea lui Lameh, Metusala a mai trăit 782 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Metusala au fost de 969 de ani, apoi a murit. La vârsta de 182 de ani, Lameh a născut un fiu. El i-a pus numele Noe, zicând, Acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ, pe care l-a blestemat Domnul. După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit 595 de ani și a născut fii și fice. Toate zilele lui Lameh au fost de 777 de ani, apoi a murit noe la vârsta de 500 de ani a născut pe sem ham și afet